În decursul zilei de ieri am fost solicitat să intervenim în masivul Piatra Craiului la un accident destul de grav. O persoană a căzut o distanță de 50-100 de metri într-o zonă foarte greu accesibilă, în Poiana închisă. Aceasta prezenta multiple traumatisme la nivelul spatelui, picioarelor, membrelor și capului. Era conștient și cooperant. Și având în vedere ora târzie la care a venit apelul, singura soluție de a merge și de a extrage persoana respectivă de acolo a fost pe cale terestră. S-a intervenit cu 8 salvatori montani care au acționat în zona de abrupt cu tehnici specifice de lansări, elevări și asigurări în perete, ceea ce a dus ca acțiunea să dureze foarte mult, o acțiune care pentru noi a fost un maraton, undeva la 16 ore. Din cauza plafonului de nori și aseară și de dimineață, intervenția aero nu a fost posibilă și nu a putut să fie extras cu elicopterul, ceea ce a însemnat încă ceva ore de muncă pentru noi. Și a fost o acțiune pe care nu ne-am dorit-o și pe care nu și-o dorește nimeni, extrem de dificilă și foarte tehnică din punct de vedere al manevrelor pe care am putut să le facem în perete. Victima a fost predată în oarecare siguranță și conștientă către paramedicii SMURD, iar aceasta a fost transportată la cel mai apropiat spital.